Găsiți, stimați telespectatori, suntem la ordinea de zi pentru o nouă săptămână. Nu începem cum v-am obișnuit, nici cu arestări de nea, nici cu altceva. În schimb, avem o mare dilemă. Toată presa centrală e preocupată de o singură probleme. unde este președintele Iohannis și cea, de ce a plecat în concediu, că până la urmă, între timp, asta s-a și aflat. Faza este absolut. Normală pe undeva vreau să vă spun că secretomania la în România a fost extrem de prezentă. Nimeni n-a aflat nimic până când un ziar din Portugalia l-a dat de gol pe președinte că este prin Madeira. Acestea fiind spuse, până la urmă președintele și-a luat un concediu de o săptămână după sărbătorile pascale de la catolici și până în sărbătoarea Paștelui în varianta ortodoxă. Dar ce mare preocupare! Toată lumea se strofocă, analiși peste analiși, vin în fața națiunii ca să spună că vezi, Doamne, că președintele, că trebuia să facă și să dreagă. De fapt, președintele și-a îndeplinit ce avea de făcut, a dat un semnal că după Uh, deci după Paște, se va întâlni din nou cu partidele politice și în aceste condiții și-a luat un concediu de o săptămână. Lucru normal pe undeva, uh, am spus pe undeva pentru că, să spunem, unii din fanii săi de pe internet, cel puțin, uh, o dau, da, domne, dar trebuia să facă, mai patrioți, așa, mai ales că mulți sunt din afara țării, ar fi trebuit să petreacă sărbătorile de Paști în țară. Aiurea. Petrece omul, ne convine unde are bani pentru uh, ce cheltuie pe acolo. Deci, nu asta ar fi o problemă. Uh, problema noastră este că nu mai trăim pentru noi, presa care trebuie să știe totul sau așa crede că știe, este preocupată unde își face președintele Iohannis. Uh, uh, Paștre sau unde și l-a făcut, că și l-a făcut la familia din Germania, după aceea a ales câteva zile în Madeira, ce mare problemă ar fi, mai ales că, dacă ați observat și exact cum vă spuneam eu de săptămâna trecută, săptămâna asta o lăsăm mai moale cu, cu, toate și probabil și săptămâna viitoare. E o vacanță de Paști care se prefigurează inclusiv la nivelul podii și inclusiv la activitatea de nea ca să nu se vadă acest lucru per total, o să avem senzația că se lucrează. Adică vor mai fi două, trei cazuri de acestea nu spectaculoase, eventual niște trimiteri sub control judiciar sau în arest la domiciliu din arestul preventiv și cam din beciu domnesc, cam atât. Deci nu cred că se mai întâmplă altceva până după sărbătorile de Paști. Bine, acum este o problemă și de viteză. Și Sebastian Zăroiu, fostul consilier prezidențial, remarca foarte bine într-o postare pe, pe cred că pe Facebook, spunea o chestie astăzi, da, domne, totuși electoratul președintelui e unul mai de mare viteză, iar Ardeleanul Iohannis e așa, mai lent, o mai lucru bine făcut, chestii de genul ăsta și nu prea bate una cu alta. Dacă ne luăm după anumite sondaje, asistăm puțin la o mică coborâre în, după cele 100 de zile de mandat. Mică coborâre de la astronomica cifră de 78 a ajuns la 75, adică nu e coborâre, indiferent cum ai interpreta-o. Cum la fel, nici varianta cealaltă, să-l comparăm cu premierul, nici la premier nu este o urcare, într-adevăr. Pentru premier e bine că nu se mai duce în jos și probabil va urma și urcarea dacă guvernarea va merge. Dar întorcându-mă la președinte, încă o dată spun, trebuie să ne obișnuim cu faptul că și politicienii sunt oameni și mi s-ar părea normal, așa cum spuneam la vremea respectivă cu Ponta când a fost în Dubai, și președintele Iohannis are dreptul la câteva zile de relaș, cum de fapt și unii dintre noi și-ar dori, dar din nefericire nu se prea poate lua acea perioadă de vacanță din diverse, din diverse motive. Acestea fiind spuse, deci și lămurită inima, că vă spuneam de pe de vineri, de joi, prin toată presa se toată trece chestia asta. vezi Doamne, unde Iohannis, că de fapt de ce nu în România, că de fapt de ce nu s-a dus la Sibiu la catedrala uh, catolică de acolo, că de fapt acolo a fost în fiecare an și că acum și a schimbat obiceiul și bla 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 bla. Deci până la urmă nu văd ce uh, ce ar fi atât uh, Atât de esențial în toată, în toată chestia asta. Acum vreau să vă spun. Apropo de. de, de situația președintele ăsta, vreau să vă spun că ziariști au și plecat după el în vacanță. Suntem. E o anchetă serioasă pe unde umblă președintele, ce mănâncă în mă Madeira, ce... unde doarme, diverse chestii de acest gen care, în mod normal, nu ar trebui să preocupe foarte mult. Așa am aflat că vă spuneam că președintele este acum în insula din sau ce este, stațiunea din, din Portugalia, Madeira, și asta vă spuneam... A, bine, între timp vreau să vă spun că președintele în cele 100 de zile n-a stat deloc degeaba, a mai scris o carte, primul pas se numește. Bine, a fost pas cu pas și acum primul pas ca președinte, deci ne povestește din campania electorală și primele, bănuiesc, 100 de zile de mandat cartea va fi lansată în luna mai și ce este interesant ar fi dacă va mai face și aici vom vedea pulsul, dacă va mai stâni aceeași emoție și vom vedea din nou o carte Claus Iohannis vândută la 130 de sau mai bine de exemplare ca să nu mai vorbim de varianta pe internet. Deci dacă vom ajunge dacă vom mai ajunge acolo, înseamnă că președintele nu și-a pierdut popularitatea. Dacă începe dacă vor fi mult mai puțini cei interesați de ce are de spus președintele, înseamnă că popularitatea începe să se reducă. Nu atât în proporții foarte mari. În primul an, președintele de obicei câștigă, nu pierde din popularitate, dar asta este. Și pentru că nu ne puteam pierde obiceiul în sensul de a vorbi puțin și de autorități, de justiție, de nu știu ce. Apostolul Dreptății, omul care este cel mai. Uh, cel mai ce? Lider, care a făcut și DNA-ul, care a făcut și uh, toată această acest edificiu anticorupție. Bine, vreau să vă spun că, în afară de Monica Macovei, de care vorbeam, l-a mai făcut și Băsescu, l am mai făcut și Chiovei și, ba mai. De, a, aseară vedeam până și Rodica eu spune că ea a făcut și realitatea e că fostul PNA de ea a fost făcut, dar asta e altă treabă. Vorbeam de Monica Macovei, a început și ea să aibă o problemă și una mare. În sensul că autoritatea electorală centrală i-a găsit niște probleme. Deci, Monica Macovei s-a ales cu o amendă uriașă după ce a încălcat legea. Autoritatea Electorală Permanentă a decis confiscarea a aproape 3 miliarde de lei vechi din banii destinați campaniei electorale ale Monicăi Macovei. Decizia a fost luată în urma neregulilor înregistrate în privința fondurilor destinate campaniei candidatului independent. Mai exact, e vorba, vă spuneam, de aproape 3 miliarde și o amendă de 550 de milioane de lei vechi. Uh, docume, documentul cuprinde rezultate și la alte partide, dar la Monica Macovei se pare că au fost cele mai mari nereguli. Acum vreau să vă spun, să știți că nu mă aștept ca această amendă să devină aplicabilă și nici banii să fie confiscați. De ce? Foarte simplu. În primul rând că bănuiesc că Monica Macovei a contestat în justiție și mai e și o altă chestie apropo de ăsta, puneți-vă în poziția judecătorului care judecă acest, acest caz. Acum, lăsând supozițiile la o parte, trebuie să mai spunem un lucru și aici trebuie spus și lucrurilor pe nume. Se pare că Monica Macovei a primit bancar acești bani, ea nu i-a declarat în cele 5 zile care spune legea, pentru că procedurile bancare erau mai greoaie, veneau banii undeva la 10 zile și nu puteau fi înregistrate. Cel puțin asta este justificarea care am auzit-o astăzi. Oricum, e jenant pentru apostolul dreptății să aibă probleme cu legea și încă și financiar vorbind, dacă ne gândim că totuși trebuie să dea vreo 3 miliarde jumate dacă adunăm, nu? Trebuie să-i dea înapoi. Așa că dar pentru că tot, tot suntem la capitolul Monica Macovei și care a fost mai recent părăsită chiar de consilierul, primul său consilier, iar o parte din filiala București a dimisionat, se pare că, știți ce spunea Rodica Stănoiu aseară, că Macovei ar fi avut o înțelege cu Viorel Hrebenciuc. Iată ce spunea Rodica Stănoiu aseară la Realitatea. Atunci când am plecat din PSD am vorbit despre suspecta înțelege între Monica Macovei și Viorel Hrebenciuc pe tema legilor, restituilor și ale justiției. Domnul Hrebenciuc era lider de grup atunci la Camera Deputaților. Eu am vorbit de Viorel Hrebenciuc când nimeni nu vorbea. El este un exemplu despre ceea ce s-a întâmplat cu acest jaf. De au creat o plajă uriașă pentru acest jaf. A declarat Stănoiu la realitate a mai apărut această teorie că legile acelea făcute în mandatul lui Monica Macovei n-ar fi deloc întâmplătoare. O fi așa, nu o fi așa, rămâne să vedem, să se pronunțe justiția dacă e ceva adevărat în toată chestia asta. Acum vreau să vă spun că din nefericire schimbarea alegerilor, să zicem, schimbarea conducerii și președinției și altor instituții după, după 16 noiembrie n-a rămas fără repercursiuni. Vă spuneam cândva, dacă vă amintiți, undeva pe sfârșit de decembrie sau început de ianuarie, că anticipez că unele organe de presă cu mari probleme financiare vor avea și mai mari probleme dacă, să spunem, nu se schimbă puterea și ele nu vor putea fi finanțate, și vă, îi va apuca chiar disperarea ur, urmând chiar să atace la un moment dat, uh, să, aș, să zicem așa, tabăra pe care au sprijinit-o în alegeri. Lucrurile încep să se precipite. Deocamdată, uh, unul dintre posturile de televiziune cel mai afectat Pare să fie cel al fraților Păunescu, B1 TV. De acolo au plecat uh, Radu Prisecariu, uh, Cătălin Prisecariu, pardon. Și cred că ni Sorina Matei nu se simte prea bine, ea a rămas deja fără o emisiune. Așa că vom trăi și vom vedea ce se va întâmpla. Dar cum realitatea nu o duce prea bine sunt și alte, deci cel puțin cele două televiziuni care au fost port apelul în campanie electorală, iată că încep să, să se cumuleze uh, problemele și e normal pe undeva adică să ajungă și la această situație, având în vedere că deja erau, uh, gândiți-vă că aveau datorii foarte mari, v-am spus acum într-o seară realitatea, avea o, are niște datorii de 25 de milioane de, de lei, o sumă destul de mare, pe, aia pe stopat la sursă, nu mai vorbesc de celelalte neplătite și este și în insolvență. Deci, probleme mari. Dar asta, că și presa o duce foarte rău, cum o duce de fapt întreaga economie, pentru că nu sunt nu sunt vremuri foarte bune din acest uh, punct de vedere. Presa suportă din ce în ce mai greu uh, situația economică a țării. Uh, a vorbi acum despre uh, să spunem așa ce se mai întâmplă prin țară și pregătindu-ne să venim uh, să venim spre Gorj. Uh, am văzut astăzi, apropo de postul BMTV și de la 7 chiar a intrat fostul uh, președinte în direct. Uh, remarcă și cei de la reporter virtual. Uh, foarte ciudată publicitatea. Dumneavoastră ce ați înțelege din acest citat și vi-l citesc vi ca, să, ca să înțelegeți dacă înțelegeți ceva. Sau înțelegeți ce am înțeles eu cine și mai ales cum mai face opoziție în România. Cine apără statul de drept cu excesele justiției independente? Și care ar trebui să fie obiectivele externe ale României în contextul conflictului armat de la granița țării? Deci, pentru întrebările acestea, Traian Băsescu vine la televiziune. Haideți să mai luăm o dată. Cine apără statul de drept de excesele justiției independente? Păi e o problemă, dacă e stat de drept de une excese dacă sunt excese de une stat de drept nu? nu vi se pare? și uh, eu așa mă înțeleg și apropo de teoria cine face opoziție, că vezi doamne, doar pmp ul și Traian Băsescu ar face opoziție și că de fapt PNL-ul nu face și că nu știu ce, cine știe, dar e ciudată și de fapt e a dat din coate să ne facem loc acolo și ce problemă este că uh, n-a ieșit cum și-a dorit să spunem sau cum a sperat la un moment dat Traian Băsescu și acum a ai un președinte de dreapta și tu nu poți să-ți mai faci loc, adică să fii veritabil lider al opoziției, pentru că ea de la PNL n-ascultă de Băsescu, de fapt de asta s-au și rupt și ascultă, să zicem, în teorie, de cotroce. Dar ne-am liniștit cu politica, tot vine Paștele, am aflat, bine, acum iar e o fază foarte tare, multe din canalele de media au titrat, care deci n-au ajuns să citească materialul, s-a preluat un titlu și din el s-a făcut o bombă de presă și așa, și anume PNL-ul vrea la guvernare de Sfintele Paști. De fapt, Vasile Blaga, cu președinte PNL, a spus că PNL-ul e pregătit de guvernare și că dacă ar fi după el, și, dacă, și de Paști ar putea să fie la guvernare. Asta dacă s-ar putea spune el niciun caz că vine peste o săptămână la guvernare. Presa noastră, făcând din țânțara armăsar, a preluat pe toate cazuri și a ieșit că, de fapt, PNL-ul spune că va fi la guvernare într-o săptămână. De asta a trebuit ca liderii importanți, gen Raluca Turcan, să spună, nu domnule, deocamdată nu e de actualitate schimbarea majorității, și, de fapt, să o dea prin punum că mai bine vrem anticipat. Vă dați seama că dacă nu schimba anticipatele, sunt și mai greu de anticipat, ca să spunem așa. Dar, oricum, vă spuneam, vin sărbătorile, toată lumea se gândește la, la sarma, la cozonac, la o roșii, niciun caz nu se mai gândește nimeni că e ponta la Palatul Victoria. Apropo, acum cu siguranță va pleca și premierul undeva în concediu sau câteva zile și o să vedeți iar vânătoare, unde-i premierul, unde s-a dus, ce a făcut, cum a făcut. asta e presa. Uh, mergând mai, uh, mai departe, uh, Haideți să ne luăm puțin, să urmărim puțin și știrile zilei din punct de vedere și politic și, și economic, pentru că unele sunt chiar uh, absolut interesante și aș vrea să le și comentăm. Uh, bineînțeles, asta în momentul când uh, când site-ul respectiv se va se va încărca. Până atunci Uh, o să trecem uh, uh, și am zis că nu mai la politică, dar mai uh, a mai fost o chestie foarte tare. Și anume, acum de câteva zile, când George Scutaru, fostul consilier prezidențial, are ceva probleme cu DNA-ul și este cercetat sub control judiciar pentru o șpagă de vreo 170.000 de euro, zice DNA-ul, uh, și fiind parlamentar de Buzău la vremea respectivă, când era scutarul și primea și primea spaga respectivă, spun că să zicem virtualul prim-ministru din partea PNL, acesta ar putea să, să fie implicat în, în diverse lucruri și deci. Predoiul este atacat din toate părțile, mai ales dinspre PSD, cu această chestie. Și să vedeți cum iese din încurcătură predoiul. Foarte simplu. Spune, domne, dau o declarație, eu trimit lui Ponta prin poștă, prin care, dacă sunt descoperit că am făcut ceva, eu îmi dau demisia și mă retrag din politică. Dacă nu sunt descoperit, să retragă Ponta. Păi, bun ce are una cu alta deci uh, cum să vă spun bun, nu ești descoperit, e ok rămâi în politică și poți să fii prim-ministru doar dacă ești descoperit de ce să plece altul a, -a zis Ponta, nu știu ce mm. câte se spun în politica românească vrute și nevrute așa dacă o luăm, uh, jumate din conducerea PNL-ului a trebuit să plece acasă pentru că deocamdată nu s-a confirmat ce spuneau ei cu dosarele lui Ponta deci nu putem, nu putem lua așa. Uh, acum vreau să vă spun uh, apropo de, de politica de astăzi. S-au întâlnit astăzi la Banca Națională premierul Ponta și Muguri Sărescu. Uh, și ei au discutat uh, despre reducerea TVA-ului pe surse deocamdată, se pare că TVA-ul se va reduce la 20% începând de la 1 iunie. Măsură salutară pentru economia românească, nu încape pe discuție. Acum au și apărut, cum să zic eu, cei gică contra. Consiliul Fiscal, atenție, numit în 2010, când știm noi cine era prim-ministru și cine era la guvernare, da? Nu se poate. Alți specialiști, depinde din ce zone vin, nu se poate. Reduce. Uh, acum a apărut pe începură să facă practic mișto, efectiv se face mișto de guvernatorul Băncii Naționale, dar domne, cel mai, între, cel mai îl întreabă premierul când de fapt el a luat hotărârea politică. Da, le-a spus celor din PSD astăzi că o să reducă, da, urmează ședință de guvern, urmează negocierile cu femei și multe, și multe altele. Bun, acum, cât de sustenabilă este, este această reducere? Trebuie să discute specialiștii, dar eu vă spun și v-am mai dat acest exemplu. Cumva mergem din rău în mai rău de 25 de ani. Dacă nu rupem pisica acum, șanse minime să o mai putem face în următorii ani cum o putem rupe? Hai să încercăm și altceva. Aia de a petici de la o lună la alta, de la un an la altul, am făcut până acum. Au făcut-o uh, Tăricea a încercat să rupă puțin ritmul și a și reușit că a avut o creștere economică bună și și uh, guvernul Boc și Mihai Răzvan Ungureanu, cât a stat ale două luni, chiar și Ponta în perioada asta, au guvernat, de fapt au fost niște, chiar putem spune că au, guvern, au guvernat, a fost un fel de guvernator femei, ei au constituit reprezentanții femei în România, nu au avut o politică de construcție. La acest moment, cel puțin la nivel teoretic, din ce spun unii specialiști pe care sunt tentați să-i cred, guvernul merge pe o variantă în care hai să încercăm și altceva. E un experiment care, cel puțin încă o dată spun, la reducerea CASE-ului a mers. De ce nu ar merge la TVA? Adică, ce spune? Noi recuperăm TVA-ul foarte greu. Deci, noi, încasările din TVA, le avem 55-60%, sub 60%. Păi bun, dacă reducem procentual TVA-ul, dar în același timp foarte multe firme o să înceapă să-și plătească TVA-ul, bănuiesc că într-un an de zile se compensează tot. Riscul este pe următoarele 6 luni ca să nu se strângă atâția bani de la buget, dar e posibil să se și strângă sau o mare parte, să fie acoperit cu alte lucruri. Păi și atunci de ce să nu încercăm? În dată vorbim, nu e vorba de buzunarul unui Ion sau al căruia dintre noi, ci e vorba de o țară, o țară care poate să se împrumute și încă la dobânzi foarte mici, ca să supraviețuiască o perioadă dacă în caz că, să zicem, n-ar merge această reformă. Dar din ce s-a văzut în ultimii ani, eu zic că merge. Mai ales că, apropo de ANAF și de toate celelalte, aceste controle nu au fost întâmplătoare. Deci, pe de o parte, le arătăm biciu, pe de altă le deschidem varianta ca ei să lucreze legal. Deci, această economie ar trebui să iasă din zona gri sau neagră și să treacă în economia la vedere și lucrurile ar fi bune pentru toată lumea. A, bineînțeles, avem foarte multe organe de presă care sunt efectiv, sunt furibunde împotriva anafului, că a făcut, ca a ca nu știu ce. De ce? Foarte simplu. Te uiți la firmele care le editează și sunt în insolvență. Te uiți la cine printre patroni, apropo, Ion Cristoiu spunea acest lucru și e foarte interesant ce spune, bine, iar au citit printre rânduri, Uh, unii de ziariști centrali au spus, nu domnule, deci Cristoiu spune așa să nu ne gândim că ăștia care au fost uh, de acum arestați și care au finanțat și presa din șpagă bani, bani din această șpagă a ajuns inclusiv la ziariști. Logic. S-a văzut acest lucru, e demonstrat de procurori. Cristoiu asta a spus, nu s-a autodenunțat. Da, ăștia spun unii dintre ei care par să fie gen... Uh, gen tăpălagă sau alții, sunt uite, domne, s-a autodenunțat Cristoiu. Bun, chiar dacă s-ar fi autodenunțat, asta e altă treabă. Cristoiu să remarca un lucru, că practic toată societatea a fost atinsă de acest flagel. Nu știu dacă chiar toată, dar în orice caz, un procent foarte mare. Bun, și atunci reacția asta împotriva controlului ANAF este disproporționată și furibundă. Dar de ce să nu, să scoate, să nu scoatem economia la la liman. Singura variantă să lucrăm pe bune este, sunt aceste controle. Și în momentul când toată lumea va constata, băi, dacă nu merg legal o încurc, dar între timp ca să merg legal câștig 4% la TVA, vă spun eu că foarte mulți vor intra în legalitate. De asta spun, susțin o asemenea idee, mai ales că știm experiența anilor trecuți. Bă, frate, nu merge! Și la acest moment Firmele mici și firmele private în general au o mare problemă tocmai din cauza impozitelor, taxelor de, fie, de, de orice categorie. Faptul că am reduce TVA-ul ar fi un balon de oxigen nesperat. Deci, codul fiscal, bine, bănuiesc cu modificările ulterioare care se vor face în Parlament, și uh, reducerea TVA-ului se impun. Deci, cu siguranță. Acum mai e o problemă. Sunt foarte mulți prin presă, chiar și cetățeni, care încep să urle. Domne, codul fiscal vine cu impozite mai mari, vine cu. Dar stați puțin. Noi avem în România foarte mulți proprietari. Proprietari care, atenție, nu e vorba de un proprietar simplu care are o casă, o mașină o casă de vacanță, o casă la țară, ceva de acest gen. Nu de e vorba. E vorba că au foarte multe proprietăți. În orice țară din lume, ei plătesc niște impozite. La noi nu o fac. Las la o parte chestia că gen Vâlcov și alții își pun proprietățile pe alte nume și alte chestii. Nu. Uh, și-au pus la toate rudele și Chiar și pe nume au mai multe proprietăți pe nume. Nu plătesc impozite în plus, nu se întâmplă absolut nimic cu ei. Și mai au și prin cu târgului. Deci, nicio problemă. Omul e bogat, muncește mai mult, în fine, nu discutăm cum a făcut proprietatea respectivă. Deși, dacă ne luăm după cum s-a stabilit și stabilește DNA-ul în ultimile luni, marile averii au o problemă, mare parte din ele. Dar neglijăm asta. Bun. Deci, o impozitare mai mare s-ar ar fi normală o impozitare pe proprietate. Asta ar aduce bani mai mult la buget, care ne-ar rezolva alte probleme. Noi, în momentul când auzim, să nu crească impozite, dar vrem ca statul să fie... Am mai discutat problema asta, nu o mai reluăm, o știți, dar statul cum să dea bani la sănătate, la educație, peste nu, și nu știu alte domenii, în momentul când impozitele trebuie să fie tot mai mici, cel puțin așa ar vrea românii. E adevărat, nivelul de trai este cum este. Bun. Și vă spuneam, s-au întâlnit, uh, uh, s-a întâlnit cu Isărescu, veștile sunt bune dinspre economie, deci bănuiesc că se vor pune de acord pe această, pe această idee. Dar acum uh, aș vrea să vă mai spun un lucru, să nu credeți că decizia se ia la București. Deci cine crede că dacă guvernul hotărăște mâine, și bănuiesc că va hotărâ, e de capul lui sau de capul lui Sărescu, se înșală la mari. Hotărâle se ia în altă parte și acum vom vedea ce au de gând, să spunem așa cu noi, pardon, ci din finanțele internaționale. Adică ne lasă și pe noi să încercăm să ne mai redresăm puțin ca să fim o piață de desfacere mai atrăgătoare sau ne mai dau un pumn să ne lase acolo unde suntem, pentru că noi suntem une, uneva la nivelul foarte de jos. Deși din cele 28 de state europene, probabil poziția 27 și 28 suntem noi și bulgari. Deocamdată suntem noi pe 27, dar dacă bulgarii își pun și lupta anticorupție la punct, cum a spus un ministru care a venit prin România, că în 3 luni depășesc, deci vă dați seama ce declarație. Dacă ei fac de neau în 3 luni depășesc pe noi ca rezultate, vă dați seama. Sau ce a vrut să spună. Eu să-i fost în locul lui Laura Codruța Chiove și protestam. Asta e jignire. Nu? Bun. Lăsând la o parte, partea asta, încă o dată spun și apropo de veștile, de veștile bune, cred că asta cu codul fiscal, cu reducerea TVA-ului, E o, veste, e o veste bună, și dacă se și transformă în realitate de la 1 iunie, e foarte bine. Uh, apropo de banii televiziunilor, de publicitate, haideți să vă spun un lucru. Un senator de mere uh, vrea să interzică reclamele la medicamente și la farmacii. Haide de. Păi, dacă se scur reclamele, mă refer la televiziunile centrale. Noi suntem mici, în comparație cu ce se întâmplă pe acolo. Uh, cade jumate din piața TV. Deci, greu de crezut că presa va. Uh, se întâmplă acest, uh, acest lucru. Uh, vreau să vă spun că. Astăzi au intrat în istorie doi dintre primarii de muni... primarul de la sectorul 5 care este Marian Vanghelie a fost suspendat tot așa și Radu de la malul mării și el nu va mai deocamdată este suspendat ca primar și la câte dosare are s-ar putea să nu mai fie să nu-și mai pune problema unei reveniri și oricum spunea că vrea să se retragă. Știa el ce știa. Deci, în această. în această perspectivă, nu cred că se mai pune. cum spuneam, nu cred că se mai pune problema. Dispar două dintre legendele primarilor din România. Dar. E, știți ce vocale erau acum vreo 2 ani sau 3 când luptau ei cu DNA-ul Băsescu și DNA-ul nu le-a făcut nimic pe vremea lui Băsescu și au picat acum pe vremea, nu știu, lui Ponta, lui Iohannis, oricum în această perioadă. Uh, propuneam prietenilor de pe Facebook o temă pentru astăzi să o dezbatem. Una a spune o foarte interesantă care se leagă de sănătatea noastră a tuturor românilor și una care e la capitolul să spunem lucrurilor pe nume, ceea ce nu prea facem noi de o lungă de o lungă perioadă de o lungă perioadă de timp. Și anume, ministrul Sănătății prezent ieri într-un studio de televiziune a spus sau a propus, încă nu e foarte definită situația, dar va fi în perioada următoare, că să se ia o, o măsură de deci cei care nu se prezintă timp de 3 ani la medicul de familie să facă un set de analize, să fie amendați sau ceva de, de, acest, de acest gen. Cum vedeți acest lucru? Pe de o parte, e de bine. Adică, bă, frate, iată, un ministru responsabil s-a mai încercat acest lucru, dacă vă auzit aminte, cu acele analize obligatorii, simple, în fine, acum câțiva ani. Bun până la un punct. În sensul că, iată o să facem, fiecare va trece, își va face timp vrând nevrând să treacă pe la medicul de familie în cel puțin 3 ani și medicul va constata dacă ăla are toate picioarele la el, dacă are două mâini, un cap și ce se mai vede prin exterior. Cam atât. Păi, dacă ar fi vorba de analize de specialitate, treacă, meargă. Dar eu nu cred că milioane de români, dacă s-ar năpusti să facă aceste analize, sistemul sanitar de la noi ar putea face față unui asemenea val. Nu cred. Mai ales că dacă ne uităm la cifrele care se fac fără bani la acest moment, pe baza trimiterilor de la medicii de familie, dar pe acel plafon care se face, deci vreau să vă spun că ne-ar ne trebui vreo 14-15 ani să treacă toți pe la medic. Deci, în niciun caz nu se pot încadra în 3 ani. Dar să presupunem că se mișcă mai repede. Mă întorc la medicii de familie. Ce facem cu ei? Deci, medicii noștri de familie la acest moment îs de două categorii sau în orice caz au două activități principale. Să scrie rețete compensate și să te trimită unde vrei să te duci. Da. Cam asta fac medicii de familie. Deci, încolo, nu cred și atenție, și vorbesc de medici care au avut o capacitate sau au o capacitate profesională foarte mare, pentru că avem și de ăștia. Sunt și cei care au pierdut meseria pe drum, dar asta e altă treabă. Adică faptul că au acționat ca medici de familie o lungă perioadă de timp, ea că au lăsat și dovadă foarte bine e că pleacă foarte mulți din, dintre pacienții Dar, în general, medicii de familie ar fi destul de buni unii dintre ei. Din păcate, ei nu mai fac nimic. În ce sens nu mai fac nimic? Nu se mai pronunță, nu mai dau soluții, nu mai, uh, nu mai dau în sensul... Uh, bine, ce face un farmacist, face și un mediu de familie, să spunem, o mică rețetă. Dar, în general, nu mai încearcă să rezolve probleme, ci doar trimit pacientul spre un spital, spre, în fine, spre o clinică privată, că mai sunt și variante de genul ăsta. Uh, aici e problema că medicii nu-și mai asumă, dar nu-și mai asumă de ce? Pentru faptul că s-au întâmplat atâtea lucruri. Și atunci, nimeni nu se mai riscă să dea o soluție. Adică te trezești imediat cu un dosal de malpraxis și nimeni nu se, nu se joacă jo 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 cu asta. Și atunci, mai bine o lași așa, dar bade, vrei să te duci? Da, ești la mine în listă. A, vrei să te duci să te doare măseaua? O să fac o trimitere la doctorul stomatolog. Sau? Te doare capul. O să fac... Nu știu unde trimitrești tot la fel. Deci asta vreau să vă spun și aici este problema. Aceste controle, dacă tot se hotărăște să fie obligatorii, să fie controle de specialitate, adică stabilirea unor analize minime pe care să le faci într-un spital, ca să aibă și eficiență. Dacă te duci să te vadă medicul de familie cât de frumos ești sau cât de te duci acolo, e simplu. Adică românii noștri de o să vedeți cum o să se ducă cu sarsanaua la medicul, o să-i dea acolo hârtie că a făcut controlul. Nu. Deci eu cred că ar trebui făcut ceva de ceva, deci niște analize și acele, și sunt conform anal, sondajelor făcute, sunt diverse rapoarte, diverse uh, analize, până la urmă, făcute de Ministerul Sănătății și să știe unde avem problemele cele mai mari. Deci, foarte simplu, ar trebui să stabilim, deci, uite mă, există risc de diabet, există risc nu știu de care și controlele acestea să fie obligatorii. Vă spuneam, e ceva care s-a mai încercat la noi, dar asta e altă, e altă treabă și cred că asta ar fi și varianta cea mai, cea mai bună. Dar știți cum se spune, nu se știe cum va ieși, rămâne să vedem întâi, că deocamdată ministrul a lansat o idee. Rămâne să vedem când va fi a transpusă în practică și ce va cuprinde, ce va cuprinde concret. Dar e luni și fiind luni nu putem să nu ne referim și la, și la sport. Mă bucur că handbaliștii de la Energia și-au adus aminte că pot juca și hambal. De fapt, dacă țineți minte de când l-am avut pe domnul Geamănu în, în studioul Ensatv TV și anticipam cumva că de acolo începe revirimentul, să știți că am fost mână bună, noi ca televiziune, energia și-a mai revenit și în campionat, iar în Cupa României, cu puțin noroc, se câștiga și Cupa României. Deci, a, a jucat echipa Pandurii, energia de fapt, Târgu Jiu. a jucat finala, a pierdut-o în meciul cu Baia Mare, dar să joci finala când tu te bazi la retrogradare este mare, mare lucru. Și eu bănuiesc că, nu numai că se salvează la retrogradare, dar în viitor va fi una din protagonistele uh, din handball, asta dacă se va menține situația de finanțare în sensul că complexul energetic își va plăti uh, în continuare obligațiile și echipa va avea finanțare pentru, pentru da, colegii din regie mă anunță că mai sunt uh, 5 minute din emisiune uh, acestea fiind, uh, fiind spuse vă spun felicitări pentru hambaliști cred că sunt pe drumul cel bun acum vom vedea astă seară peste numai câteva minute, la 20-30 de la Ploiești, vom vedea dacă și echipa de fotbal se află pe drumul cel bun, că noi așa credeam la un moment dat și după deziluziile din ultimile două etape, începem să credem că iar suntem pe arătură, iar dacă nu se obține nici măcar un punct la Ploiești, va fi mare deranj pentru echipa Pandurii în lupta pentru salvarea de salvare la etroradare, pentru că iată, echipele din spate joacă din ce în ce mai bine, fac puncte viitorul s-a salvat și era în spate acum încet încet până și Chiașna e mai sus, nu mai vorbesc de Iași, de alte echipe așa că e timpul ca Pandurii să facă un meci bun la, la Petrol uh, pentru că tot veni uh, vorba de sport și spuneam lunea am zis că vorbim și de sport mai mult este o dispută acum de câteva zile, de când a revenit Simona Halep în țară. E o, discută, o dispută care, până la urmă, nu-și are rostul, iar faptul că s-au băgat politicienii cu picioarele în această discuție este și mai, mai deranjantă. De ce? Simona Halep a anunțat la sosirea în țară, după aceste două turnee epuizante, ultimul a jucat semifinală cu numărul 1 mondial, cu Sirina Williams, Simona Halep a anunțat că este obosită, are un program de turnee foarte dificil, deci ia o mini-vacanță de Paște și apoi va intra într-un nou turneu mare și se pregătește de turnee de Grand Slam. în aceste condiții, Simona Halep spune, domnule, dacă s-ar fi jucat meciul cu Canada din Fed Cup în Europa, jucam. Dar nu se joacă în Europa, ar însemna iar America, iar schimbare de fus, iar revenire, oboseală cronică și obiectivele sunt foarte clare. Deci, deși nu spune, eu cred că Simona Halep și-a propus cel puțin locul 2 la sfârșitul anului, dacă nu chiar numărul 1, pentru că eu rămân la părerea că este momentul de față este peste Sirina Williams și dacă avea un 10 cm mai mult, deja era numărul 1, spun eu. Bun, în aceste condiții ea și-a făcut planul și a spus, da, nu merg acolo, sunt destule, avem vreo 6, dacă țin minte bine, 6 tenismene în primele 200 mondial, deci teoretic cu șanse de a ne bate de a ne bate acolo unde se joacă. Între timp avem și o accidentare, Monica Niculescu. Bun. Și de aici s-a declanșat scandalul. Că de fapt ea ea română și de aia nu vrea să lupte pentru România. Că de fapt nu vede interesul național și că vrea uh, să lupte doar pentru ea, că acolo luptă pe bani. Că și diverse, diverse alte chestii. Acum, tenisul este un sport individual. Statul român n-a ajutat-o pe Simona Halep cu nimic. Practic, noi ne mândrim că e româncă, că sunt rezultatele uh, unui sportiv român și inclusiv președintele în funcție, primul ministru, transmit felicitări, se laudă cu Simona Halep, dar pentru Simona Halep nu s-a făcut nimic. Deci, în aceste condiții, măcar lăsând sportivul respectiv să-și dozeze el cum, cum, trebuie aparițiile pentru a încerca să realizeze mai. mult. Deci eu zic că ne vom bucura mai mult dacă Simona Hale va ajunge la anul acesta, anul viitor, pardon, numărul 1, decât dacă echipa de Fed Cup va ajunge în grupa mondială, pentru că de fapt ăla e obiectiv. Plus că echipa care este la acest moment poate să rivalizeze cu cea cu care se bate. Deci, în aceste, în aceste, condiții, eu cred că este o discuție neprubetă, practic. E un scandal care nu și are rostul legat de, de, Simona, de Simona Hale. Și apropo de, de sport, ă, suntem ă, într-un moment foarte important pentru și mă întorc la sportul gorjar. Și anume, handbalul și-a revenit, basketul e în elita mondială, atenție, iar fotbalul probabil se va salva de la retrogradare. Ar fi păcat să distrugem tot ce s-a creat la Târgu Jiu, cum vor să facă unii. Așa că să se gândească bine dacă sportul mai trebuie sprijinit sau nu la Târgu Jiu. Mulțumesc pentru atenție, ne întâlnim și mâine seară la aceeași oră. La revedere!